Multe emoții mă încearcă în acest moment și, copleșit de mirosul tablourilor din acest atelier, nici nu știu ce să vă relatez. În primul rând, trebuie să-i mulțumim gazdei, domnului Hugo Marăcineanu, care a înțeles dorința noastră și iată-ne aici într-un univers al artei plastice și de unde noi copiii vrem să știm mai multe. Domnule Marăcineanu, sunteți de acord să vă adresăm câteva întrebări? Da, sunt de acord. Vă rog să ne spuneți ce înseamnă pictor. Mai simplu, să zicem așa, pictorul este un om care vorbește altă limbă. Vorbește limba culorilor și a liniilor. Arta picturii este un mod de a comunica cu oamenii. Oamenii comunică prin vorbe, dar nu toate vorbele pot să comunice tot. De pildă, dacă zicem roșu, toată lumea știe culoarea roșu. Dar e roșu mai galben, roșu mai închis, roșu mai deschis, roșu ciclam, roșu corai, roșu permanent. Iată câte denumiri are. Deci, culoarea roșu pe care o folosește pictorul poate să însemne mai mult decât cuvântul roșu. În funcție de asta, în capul omului mai apar și niște idei. Roșu e sângele, roșu e focul, roșu e steagul, roșu e pământul. Roșu e putere, roșu e forță, roșu e sânge, roșu e pământ. Deci, atât dintr-o dată, pictorul folosește roșu care transmite toate astea. Deci, pictura este o limbă prin care artistul comunică cu ceilalți. Mulțumim pentru răspunsuri. De unde aveți această pasiune pentru pictură? Voi spuneți că e pasiune. Nu e pasiune. Este o menire. Este un har. Dumnezeu dă fiecărui om câte ceva. Lunui dă durere, lunui dă tristețe, lunui dă frumusețe, lualtui dă inteligență, lualtul îi dă talent. Să vorbească, să cânte, să picteze. Pasiunea aceasta vine din muncă. În copilărie, fiind foarte bolnav, am stat mulți ani prin spitale. Acolo
am învățat să desenez și să mă exprim prin desen. Deci, nu e numai pasiune, e dorința teribilă a copilului de a putea să facă ceva prin care să comunice cu ceilalți. Mulțumesc pentru răspuns. Am dorit să ne spuneți cum se naște un tablou. Da. Tabloul se naște foarte greu. Are mai multe etape. În primul rând, ce vrei să spui cu tablou? Dacă vrei să-i spui ceva. În general, lumea spune, vai ce frumos! Și ce dacă? Poți să iei un aparat de fotografiat și faci frumos de nu se mai poate. Dar aparatul de fotografiat nu poate să spună cât de frumos, cât te-a impresionat pe tine și ce vrei să spui tu. Asta poate pictorul. Dacă este vorba de un tablou în care intervin personaje, intervine compoziție, atunci ești obligat să faci niște schițe. Niște schițe care să încerce să îți fixeze ceea ce vrei să faci. Lucrezi pe pânză, îți pregătești pânza, îți pregătești desenul, îl imprimi, îl desenezi și după aceea faci o eboșă. Eboșă înseamnă să pui la prima vedere un strat subțire de culoare care să vezi dacă în armonie înseamnă ce vrei tu. Dacă nu înseamnă, îl modifici și îl modifici și îl modifici. Sunt tablouri în acest atelier care au fost modificate de zeci de ori și care tot nu au ajuns să se definitiveze. În timp, părerea pictorului despre subiect se schimbă și atunci el încearcă să modifice subiectul respectiv. Dar nu se naște un tablou fără o idee, fără să exprime ceva. M-am apucat să pictez flori. Foarte bine, ce fac trei floricele și... Dar și într-un tablou cu floricele, pictorul poate să spună ceva. O să vă arăt niște tablouri de ale băiatului meu, să vedeți cum reușește el prin intermediul florilor să povestească ceva. Deci tabloul este o muncă pe care artistul nu-și dă seama. Dacă merge și iese, lucrează și lucrează și lucrează și îi pare că a trecut numai 10 minute. Când se uită la ceas, au trecut 3-4 ori. Invers, când tabloul nu iese și muncește și muncește și aoleu câte ore și când se uită, abia a trecut o jumătate de oră. Deci pictorul poate să strângă timpul sau poate să-l dezvolte, poate să-l lărgească. Da. Mulțumim pentru răspunsuri. Cum se numesc culorile cu care pictați și de unde le procurați? Da. Microfonul. Pictura se poate face în acrilice, dar se face în ulei, cum ați văzut acolo la dansatoarele de la Gange. Sunt culori de ulei și sunt culori de apă. Culorile de ulei se diluează cu ulei de in, cu benzină, cu tiner, cu alt diluanți. Celelalte, acrilice, tempera, gouache, se diluează cu tușul, se diluează cu apă, sunt tehnici de apă. Tehnica acrilică s-a prins foarte bine, pentru că atunci când pictezi, se usucă foarte repede și poți să intervii după aia. La ulei, dacă n-ai o experiență bogată, poți să strici tablou, ai pus culorile și vrei să schimbi ceva, culoarea umedă se amestecă, se îmbuxește. De aceea pictorii în general se distanțează de ulei, dar iar e adevărat, intensitatea și forța cea mai mare o au culorile de ulei. Important este că până să fac asta, eu
îmi preparam culori. În același timp îmi preparam pânze, îi le făceam eu. E, acum sunt la îndemâna oricărui papagal să duce și-și cumpără pânză de la mall și după aceea se apucă să picteze. Eu trebuia să fac șasiu, să întind pânză, să prepar pânza, să o prepar pentru ulei, să o prepar pentru acrilic, alte metode. Culmea că nici eu nu mai știam ceea ce știau profesorii noștri, care ne-au povestit că se prepară hârtia pentru acuarelă. Noi când am auzit am rămas cu gura căscată. Văzusem o expoziție cu niște pictori ruși care veniseră cu niște acuarele de 2 metri pe 2 metri. Și făcut acolo și firul de iarbă cu o roa pe el. Și m-a întrebat pe profesor, de unde au ei așa hârtie? La care profesorul a spus, se poate găsi hârtie din asta, se cumpără la metru, la kilogram, lată cât vrei, lungă cât vrei. Zice, dar să știți voi că hârtia se prepară pentru acuarelă, la care noi am început să râdem. E bine, atunci el ne-a spus cum să prepară hârtie. Zice, ți-o bucată de hârtie de sac, de-aia să găsea hârtie de-aia mare. Și încep să-i faci preparatul cu, și a început să înșire. Oxid de zinc, miere, albuș de ou, clei de caseină, în ce proporții cu... Și dai 7 straturi, dai un strat, lasă-o suce, dai un strat, lasă-o suce, dai un strat, lasă-o suce. Niciunul din noi nu s-a apucat să noteze rețeta și când mi-am adus aminte după ani de zile, bătrânul profesor pierise și noi habar n-aveam cum să mai prepară hârtia. În pictură există foarte multe tehnici. Avem numai în acuarelă, tehnică clasică engleză, tehnică uscată fașurată, tehnică uscată pe conturi concentrice și așa mai departe. Aceste tehnici face ca acuarela să fie la îndemână și este folosită ca metodă de învățare a picturii de către cei mici. Când vrei să poți, deci atenție cum spun, când vrei să poți, atunci poți. Când nu vrei, nu poți. Un bătrân profesor de-al meu spunea, nimic nu stă în fața voinței unui catâr. Și noi râdeam. Și el ne dădea exemplu, zice, catârul legat de un par care se întinde să-și rupă gâtul ca să roadă un șulin, cu toate care iarbă împrejur. De ce făcea catârul asta? Că așa vroia el. Îi trebuia șulinul. De aici a apărut ideea să fie încăpățânat ca un catâr. Dacă nu ești dușmanul tău, atunci când obosești, atunci să zici, hai, trântură la treabă. Când ți-e mai lene, atunci să zici, îți dau o palmă peste ochi, să te apuci de treabă. Viața de artist, adevărat, nu e foaie verde mătură. Eu am scris niște cărți și am descris mai multe treburi din astea în cărțile alea. Da. Ce mulțumim pentru răspuns. Pictați din imaginație sau după anumite modele? Întâi ar trebui să ne lămurim ce e imaginație. Și să lămurim ce e model. Ce vede ochiul nostru nu este obiectul în sine. Aici e lumină și vedem de toate. Dar dacă ar fi întuneric, mai vezi ceva? Deci, de fapt, ce vedem noi? Noi vedem lumină. Deci, de la început se pune problema că ceea ce vedem noi, fiecare îl vede cu aparatul lui de fotografiat, cu ochiul lui. Fiecare vede într-un anumit fel. Chiar dacă te duci la peisaj, peisaj la decet, acuarelă,
care, vai ce bine, ce frumos, ce umed. Da, da, nu e poză ca acolo. Deci intervine imaginația, trăirea, intervine gândirea și sensibilitatea pictorului. Eu mă uit la o umbră și zic, uite ce albastră e umbra aia de acolo. Și voi vă uitați și vă, ăsta e nebun, unde vede el albastru? Eu știu că umbrele sunt reci, că alea culorile reci sunt albastru, verde și violet. Deci e clar că dacă un pom aruncă o umbră undeva, sigur aia bate în violet, bate în albastru sau bate în verde, depinde pe ce cade. Deci, nu poți să te trezești așa într-o dimineață și să te faci, te trezești ca... Sunt foarte mulți care pot să copieze, să redea direct, dar asta nu înseamnă că ei fac art. Arta este atunci când spui ceva de la tine. Că e mai bine, că e mai rău, că... Și este și mai important când acest pe care îl spui de la tine este mai profund, cuprinde mai mare adâncime a sufletului omenesc. Vă rugăm să ne spuneți mai multe din cariera dumneavoastră de pictor. Succese, distincții, expoziții și de ce nu despre unele dezamăgiri. Când am terminat facultatea, eu m-am întors înapoi la cinematografie, pentru că lucram la ei. Dar mă pusese naiba să iau și repartiție și puteam să iau repartiție la Constanța, la Craiova, la Călăraș, dar colegii mei au zis să-i las să ducă ei acolo. Și am zis, iau repartiție la Brăila, că tot nu mă duc. Mă dusesem la cinematografie și începusem să lucrez asistent de scenografie. În anul ăla, tovarășul Ceaușescu a zis el o vorbă, tovarăș, omul potrivit la locul potrivit. Toți lângă ei au început să alerge să vadă de ce a zis tovarășul. Și bine, băi, vezi că te cheamă la cadre. Când auzeai că te cheamă la cadre, ori te dădea afară, ori te aresta. M-a dus la cadre și zice, te duci să aduci diploma. Am umblat, am alergat. Diploma se dădea oficial, nu știu ce, după un an. Zic, băi, dar am adeverință, că am timp. Nu, domne, diploma. Și așa am ajuns la Brăila. La Brăila a trebuit să fiu într-un război permanent cu șefii de la învățământ, cu șefii de la partid și cu toți șefii șefilor din Brăila. Șefii de la învățământ spuneau că eu sunt profesor, eu spuneam că sunt artist. Ăia de la partid mă puneau să fac afișe și caricaturi și nu știu ce. Eu spuneam că nu asta fac, eu trebuie să fac altceva. Veșnic am fost hărțuit, muncă la câmp, panouri și toate astea, încât timpul meu s-a măcinat în acea perioadă extraordinar de lipsit de sens. Ați văzut tablourile de la bibliotecă. Vreo 4-5 sunt din perioada aia, Vârtejul Cailor și toate alea, revolta aia nebunită, de atunci din perioada aia. Bineînțeles că nu mă lăsa să vin cu astfel de tablouri în expoziție. Ca să vă dau seama, am venit cu un tablou în care apărea un copil cu o cârjă. Era expoziție personală. Copilăria chinuită a unuia care mi-a... Bineînțeles că mi-a ras cârja și să-mi dea tablou afară. Am venit cu niște nuduri, nu le mai văd aici, cu modul și vii cu femei goale. Am luat și am măzgălit mâinile și picioarele femeilor cu negru, femei la nămol, așa tovarăși, la nămol, la lacul săra. Deci, în continuu ni se băga bețe roate, dar și eu mă bucuram nemaipomenit că într-o expoziție de 1 mai, ne-am băgat o natură statică în care îți vedea clar o cruce mare cât toate zilele. Și era cu Paștele în apropiere și mă întreabă ăla de la propagandă, dar asta ce? Asta e un totem. Ha, da, un totem. Nu. Mers mai departe cu totem.
Deci, spun eu acolo la bibliotecă, pe bucățica aia, că nu ne-a fost deloc ușor. Ca să vă dați seama, când am venit în Brăila, nu era sală de expoziție, nu era magazin, se făcea o expoziție pe an, atâta, aia era județeana și cu aia am terminat. Am început războiul cu aia de la cultură, cu aia de la muzeu. Directorul de la muzeu m-a amenințat că mă prinde și mă bate. Pentru că îmi bătusem joc de... avea niște săli la parter la muzeu, în care avea o spălătorie și o croitorie. În loc să... în sfârșit s-a deschis galeriile, erau așa de înapoiați, veniseră bani pentru magazin de fondul plastic și ăștia de la Brăila n-aveau locație unde să-l facă. Deci, într-o continuă hărțuială, n-am reușit nici să public ce am scris, abia după 2000, după 1990, am dat drumul la, sunt la 8-a sau 9-a carte, în care vin și povestesc ca să afle și ăștia care vin după noi prin ce am trecut. Am avut expoziții și în Moldova, și la Brașov, și la județ, la Ulmu, și eu am vreo 100 și vreo 20 de expoziții personale. Deci m-am înșirat, au fost ani în care am avut câte una, două expoziții, pentru că lucrările mele se prezintă foarte bine când sunt împreună. Când le rup și le bagi așa, nu se mai vede prea bine despre ce. Am fost în străinătate, acum, atunci nu se putea, așa. Ce să vă mai spun? Am sprijinit pe toată lumea să intre în Uniune, să lucreze. Am alergat eu după ei. Erau doi pictori care au murit, Lungu și cu Emilia Dumitrescu. Până când n-a ieșit Emilia Dumitrescu la pensie, n-a mai intrat nimeni în Uniunea Artiștilor Plastice. Și erau care aveau activitate să intre. Era Dondoș care putea să intre de trei ori în Uniune. Oia de la București zicea să-l bagă, Emilia de la Cenaclu zicea nu. Eram de râs în toată țara pe tema asta. Motivul? Că existau niște bani de achiziții pe care se cumpărau niște tablouri toamnă. Toamna aș cumpăra, Emilia era în comisie, Emilia era în comisia de achiziții cu directorul de la muzeu, cu Madame Carțoche, și Emilia își propunea tablou, Emilia îl cumpăra. Își lua toamna Emilia vreo 80-90 de mii, îi dădea Lungul vreo 30 de mii și lui Sorin Manolescu vreo 10 mii și gata. Au plătit banii și cu asta au terminat. Nu există o satisfacție a artistului adevărat. Artistul adevărat nu e mulțumit niciodată. În momentul în care a terminat ceva, vede că se putea dincolo, că putea să meargă mai departe. Și atunci apare în momentul în care te-ai mulțumit și ai început să lucrezi, că le vinzi și nu mai ești artist. Te-ai transformat în artizan, faci marfă, se vinde ca marfă. Deci, artistul e cel care face în continuu ceva nou. Ceva care schimbă, uite, o etapă a unui tablou. Câte straturi de culoare o să mai prindă pe ea, nu știu. Uite o etapă a unui tablou. Artistul răstignit pe propria operă și uite un tablou în ulei. Vara. Uleiul este foarte plin. Nu e așa de... iată uleiul. Artistul și gânditorul de la Hamangia. Deci, ăsta curge din ăsta, din ăla de acum 15.000 de ani. Roșu,
lutul ars, argila, pe fondurile închise în vremurile noastre nenorocite, cu speranțe de viață din partea artistului. Deci iată cum se citește tabloul ăsta. Nu vor fi și de hă, ce barbă albă are artist. Asta este importantă pentru lumina și ăsta de aici. Putea să nu fie și atunci, uite, murea tot. Da. Deci v-am arătat și câteva de aici și hai să vă arăt și niște flori. Ca să vedeți că și florile pot. Așa. Ăsta e feciorul meu. Își face el câte o treabă de asta ciudată. Asta e un peisaj de toamnă târzie, tot al meu. Și să începem de aici. Iată. Arhanghel. Alu Walter. Asta este acrilic. Iată ăsta al meu. Frumos tare de tot. Vai ce iarnă, ce... Da, uite ce încrucioală, ce sumbră e asta față de ăla luminos și cu violetul ăsta albastru care face să-ți înghețe mustățile de frig. Deci, nu pomul, nu... Este contrastul și tensiunea care se creează între culori. E frumos, dar tot e bun. Iute, tot iarnă, ia uite ce diferență. Ce lumină e aici, ce se joacă aia cu saniar. Și nu le-a înghețat muștiucul din coace, nu. Chiar sunteți talentat? Oh. Uite flori. Mi-mi place să fac cu vaze, asta vreau să fac eu aici. Vedeți florile alea? Da. Da, vai ce mai flori. Ia uitați cum fug ele. Sunt doi de greutatea carnației petale. Ce transparent e borcanul ăla. Se vede până el nemaipomenit. Explozie de lumină. Lumină și care cade acum acest roșu carnal și care e îmbolnăvit de violetul de acolo. Un pictor asta vede. Vine Coana Leana, ce mai frumos, floricele. Deci Coana Leana vede floricele. Aici este foarte importantă cana. Ce rotundă e, ce gri este ea și ăștia care se adună într-o... Ia uite, iară cana, care este foarte importantă. Ia uite. Pictorul mai face și d-astea. În care este important acum limbajul culorilor. Ce zic culorile? Dogoare, căldură, contract, fărmate, explozie, zbuciu, cu găuri de negru și de alb, cu pauze, vârtejurile. Deci aici nu mai pot să zic că floricică, om, nu știu ce. Aici trebuie neapărat să mă refer. Avem acolo niște icoane pe peretele ăla, da, al lui Walter. Tot acolo pe perete sus e un tablou neterminat. Și acolo trebuie citit numai culoare. Nu are importanță că e pom, că ce este. Important e cum joacă țopăia alea jos. În lumina albastră, în fericirea de sus. Deci asta
facem noi. Vă mulțumim mult pentru sfaturile pe care ni le-ați dat și ne bucurăm că am vizitat un atelier de pictură adevărat. Vă aștept și altă dată. Dacă ne vedem prin oraș, nu mă ocoliți, întrebați. Eu stau de vorbă cu toată lumea. Chiar dacă lumea nu stă de vorbă cu mine, îi întreb eu.